Stați dumneavoastră să vă uitați pe card așa dacă vă intre pensie? Bă, fraților, dacă vă spun că nu cheltuiesc nimic în afara de pensie, o să ziceți că am înnebunit. Nu cred că cheltuiesc mai mult de 50 de milioane vechi. Aia nu vă cred niciodată, domnul Dragomir. Păi ce să fac, bă, frate, că de băut nu beau. Așa. De mâncat nu prea mai mănânc acum. Așa. Ține nevastă mea de mine să mai țin regim, să mai... Dacă nu bei, nu mănânci, ai casă și ai mașină. Păi ce dracu să dai banii, mă, stau și mă tot gândesc. Cât să mănânc eu cu nevasta mea? Dacă de dimineață mi-a făcut două... Da. Înțelegi? Păi soția nu mai cere... Domnul Dragomir, soția nu cere o geantă, o pereche de pantofi, știu eu. Păi bă, la vârsta asta, săraca... Ce mai trebuie, bă, genții, nu știu care și asta. Cum, domnul Dragomir, dumneavoastră ce vă trebuie pălării la vârsta asta? Păi, luăm altfel. Păi pălările, ce dracu, sunt de fason, sunt ca să atunci cu căpățâna, să nu răcesc. Să vă spun ceva comic, mai ai timp? Repede, un minut mai avem. Așa, fii atent. Eu n-am luat 17 ani niciun leu salariu de la Liga. De 17 ani n-am primit bani de la... Vedeți că vă controlăm dacă ne păcăriți. Da, da, precis, vă spun. Așa. Și în momentul când n-am mai fost deputat, da, într-o ședință le-am zis, băi, oameni buni, eu nu mai sunt acum deputat și, băi, mă duc la afacerile mele, da, mai bine la Ligă. Și atunci s-au ridicat și mi-au făcut un salariu de 15.000 de euro pe lună. Oho. Fii atent aici. Și am apucat din ei 3 ani. Da. Și datorită acestor... Deci vreo 500.000 de euro în total. Pe acolo. Dacă 15.000 pe lună, 3 ani. Da. Și datorită o Borcea și la încă vreo 3-4 conducători, eu am acum o pensie foarte bună. Dar cât, domnul Dragomir, spuneți-ne acum exclusiv. Păi până într-o 100 de milioane pensie. Așa. Și mai iau și de la Parlament ceva, că am două legislaturi. Bun. 15.000 pe acolo de lei? Domne, e treaba mea.